Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Numărul de cazuri de COVID s-a dublat de luni până marți, au fost peste 8800 de teste pozitive din ceva mai mult de 70.000 cu totul. Ministrul Sănătății declară că România are loc una dintre cele mai rapide creșteri din Europa, iar numărul de îmbolnăviri în acest val ar putea ajunge la 1 milion. La telefon este profesorul de sănătate publică Răzvan Cherecheș. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum vi se par aceste cifre? Ce ar trebui să înțelegem din evoluția asta atât de, aș zice, rapidă, dar pare deja fulgerătoare? Nu e o surpriză. În condițiile în care, în perioada sărbătorilor, restricțiile aproape nu au existat și petrecerile au avut loc, oamenii s-au întâlnit unii cu alții, a avut loc o accelerare a transmiterei intracomunitare, mai ales a tulpinii Omicron, și acum culegem fructele pe care a căror semințe le-am plantat în luna decembrie. De acum înainte suntem deja pe panta de creștere accelerată a valului Omicron. Deci vom avea nu creștere așa de mare, că peste weekend sunt un număr de cazuri care se acumulează și care totdeauna apar într-un backlog în ziua de marți, dar vom avea creștere accentuată în perioada următoare, fără îndoială. Un milion de îmbolnăviri în acest val, cum vi se pare cifra? Plauzibilă? Da, sincer, mi se pare ușor subevaluată. Estimările care le-am văzut făcute Organizația Mondială a Sănătății spuneau că în circa 8 săptămâni peste jumătate din populația Europei va trece prin infecție. Ori noi avem o rată de vaccinare mult inferioară mediei europene, deci la noi probabilitatea de transmitere a infecției este mai mare, pentru că populația nevaccinată se și infectează mai ușor și transmite mai ușor ca populația vaccinată. Bun, dar am văzut că e un mare număr de infectări și în țări cu populație foarte vaccinată. Și atunci întrebarea e, dacă tot se va îmbolnăvi toată lumea cu varianta asta atât de infecțioasă, la ce bun să ne mai vaccinăm? Răspunsul e foarte simplu. Persoanele care sunt vaccinate, mai ales cele cu 3 doze, dar și cele cu două, sunt protejate de simptome severe, internări și decese. Chiar dacă simptomele sunt puțin mai ușoare la tulpina Omicron comparativ cu celelalte tulpini, asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne protejăm. În continuare, vedem că există în țările cu rate mici de vaccinare, există rate de decese extrem de mare și rata de internări în spital continuă să fie ridicată. În țările cu rată mare de vaccinare au număr mare de cazuri, dar numărul de internări pe terapie intensivă și numărul de decese rămâne relativ mic. Aici îngrijorarea este că dacă oricum vom trece prin infecția asta, exact logica care am avut-o, dacă vă aduceți aminte, la începutul 2019, să aplatizăm cât mai mult curba, să creștem cât mai mult, să scădem cât mai mult din presiunea pe sistemul de terapie intensivă, pentru că în acest fel vom ajunge să utilizăm servicii de terapie intensivă pe rând. Dacă 1 milion de oameni vor face în următoarea lună infecția și din aceștia, hai să zicem, 600.000 sunt nevaccinați, din cei 600.000, vreo 10% vor avea nevoie de servicii de terapie intensivă. Înseamnă 60.000 de oameni, avem 1.500 de paturi. Deci la 1 milion de cazuri va fi o presiune incredibilă pe sistemul de sănătate și inevitabil un număr foarte mare de morți evitabile, care, da, așa sună doar ca o statistică. Dacă ne gândim că între morțile evitabile s-ar putea să fie bunicii noștri și părinții noștri, care s-ar putea să nu aibă acces la servicii de terapie intensivă pentru că acestea sunt complet pline, atunci realitatea este alta. Da. Acum, pe de altă parte, există și speranța că odată cu acest val în care aparent se vor infecta atât de mulți, poate vom căpăta o nume imunitate și COVID-ul va deveni o endemie, nu? O boală mai ușoară, mai ușor de suportat și de gestionat. Dar, pe de altă parte, dacă se produc atât de multe infectări, nu crește și probabilitatea apariției de noi variante ale virusului, mai periculoase sau poate chiar mai contagioase, și să o luăm de la capăt? Unde vă plasați între aceste două variante? Sincer, cred că există și avem și studii care arată că există o capacitate, deci disponibilitatea biologică a virusului e limitată, adică numărul de mutații poate să fie nesfârșit, dar variabilitatea nu poate să devină infecțios la nesfârșit. În momentul acesta, tulpina Omicron e cel mai infecțios virus pe care
L-am întâlnit noi omenirea vreodată. Chiar dacă crește... Mai infecțios decât variola, de pildă? Da, da. Sau decât pojarul? Da, 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 deci în momentul ăsta e cel mai infecțios. Ideea e că chiar dacă ar mai crește rata de infecțiozitate, e puțin probabil că se va combina și cu simptome mai severe. Deci, părerea mea că, presupunând că nu apare o mutație fundamental diferită, care să schimbe în mod radical felul în care se leagă de, de celulele noastre pulmonare, avem șanse foarte mari că, datorită infecțiozității foarte mari a tulpinii Omicron, plus ratei de, plus vaccinărilor pe care le facem în acest timp, să, până la finalul acestei primăveri, deci până prin aprilie-mai, să reușim să ajungem imunitate de grup. Vedeți că în India, unde ei au trecut prin tulpina Delta, prin imunizare naturală și au plătit cu un număr extrem de... Ah, din păcate legătura noastră s-a întrerupt. Aș vrea să încercăm să refacem, Marcela, te rog, sună înapoi, pentru că mă interesa concluzia. Dacă vă amintiți, ce mult timp pare de atunci, într-adevăr, cred că pe la jumătatea anului trecut sau la începutul anului trecut, varianta Delta a virusului, varianta precedentă foarte contagioasă a acestui virus, făcea ravagii în India, într-adevăr, unde o populație foarte mare n-a putut fi vaccinată atât de repede și, într-adevăr, au murit foarte mulți oameni. Am refăcut legătura, domnule profesor, vorbeați de cazul din India, vă rog. Da, deci în India, tulpina Delta i-a lovit extrem de puternic și au plătit cu un număr extrem de mare de morți, dar, în momentul de față, studiile arată că au peste 90% din populație care a trecut prin infecție și, practic, au imunitate de grup. Și se vede, acum, în tulpina, cu toată emergența tulpinii Omicron, în India nu avem un val semnificativ care să ducă la restricții sau la ceva de genul acesta. Deci, dacă reușim să ajungem cu bine în luna aprilie-mai, rata de infecții naturale cu rata de vaccinare pe care avem, avem șanse foarte mari să avem o imunitate de grup suficient de mare, ca din toamna viitoare, pentru că în fiecare toamnă de acum înainte, cu siguranță vom avea infecții, la fel cum, dacă vă aduceți aminte, și înainte de pandemie, erau în fiecare toamnă, apăreau infecțiile respiratorii, răcelile, care erau date tot de alte tipuri de coronavirusuri. Și va deveni endemic și în acel moment, da, vom avea infecții, dar vor putea fi ușor controlate prin măsurile obișnuite, persoanele vulnerabile se vor vaccina periodic, la fel ca vaccin antigripal, dar nu vom mai avea nevoie de restricții la nivel de societate. Bun, mulțumesc foarte frumos, măcar cu această speranță să începem anul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.